Papucarul papucărește papucii papucăresei. Papucăreasa nu papucărește papucii papucarului. Bine v-am găsit! E bine știut că o dicție bună se câștigă prin exerciții specifice alături de un antrenor bun. O dicție bună îți poate oferi multe beneficii, mai ales atunci când ai o profesie care implică multă comunicare. În ediția de astăzi a proiectului Omul și profesia, vă invit să o cunoaștem pe Vera Anastasiu, jurnalistă și antrenoare de dicție, care a pus bazele propriei afacere prin care își propune să învețe oamenii să vorbească frumos și corect. Cum și de ce a ales acest domeniu? Cine are nevoie de lecții, dar și de câți bani e nevoie pentru un curs de dicție, aflați în ediția de astăzi. Mulțumesc mult că ne-ai primit în sala ta de curs ca să ne povestești lucruri interesante ce ține de meseria ta. Cu mare drag și oricând. În primul rând vreau să te întreb detalii din spatele acestei profesii și cât este de greu să fii un antrenor de dicție. Sunt antrenoare de dicție de 7 ani în Republica Moldova. Eu, de fapt, mi-am dorit dintotdeauna să fiu un om al literelor, dacă vrei. În toate cazurile, atunci când copiii sunt întrebați ce vor să devină atunci când vor crește, nu știu, un pic mai mari, o mare majoritate răspund ceva ce în tinerețea lor nu mai devine realitate. În cazul meu, lucrurile au stat un pic diferit. Este varianta aia clasică a fetiței care visează să devină jurnalistă, după care se îndrăgostește de poezie și vrea să devină profesoară. Și uite, eu am reușit să le îmbrățișez armonios până la 35 de ani pe ambele. Nu mi-am dorit niciodată să devin altceva decât un om care îi ajută pe alți oameni să exceleze. Și cât de greu este, cred că fiecare dintre voi poate răspunde la întrebarea cum e să lucrezi cu alți oameni. Asta este, de fapt, cea mai grea meserie din lume. Tu ai o experiență bogată în domeniul jurnalismului. Ce te-a determinat să încheie acest capitol și să începi unul altul? În primul rând, faptul că am fost angajată oficial de Programul Națiunilor Unite în Republica Moldova în calitate de antrenoare de dicție și discurs public pentru toate femeile deputate din Parlamentul Republicii Moldova. Evident, nu puteam ziua să am un training cu unul dintre deputați și seara, într-o emisiune de televiziune, să mă întâlnesc cu el sau cu ea și să folosesc anumite tehnici pe care eu le aveam în trainingurile mele pentru a-l face să vorbească într-o emisiune TV. Am considerat că este incorrect din partea mea și m-am retras din această meserie, din acest considerent. Am găsit aici o albie în care am început să mă simt tot mai bine și am înțeles că sunt mult mai utilă aici decât în televiziune. Și acesta a fost unul dintre motivele pentru care m-am retras de la TV. Aș vrea să ne întoarcem în copilăria ta și să ne spui ce îți doreai să devii mică. Eu aveam o prietenă foarte bună când eram micuță și copilăria mea n-a însemnat lapte și miere, poate așa cum vă imaginați. Eu am locuit la țară până la vârsta de 16-17 ani, cu munci agricole, cu păscut de boboci, cu toate activitățile caracteristice unor copii care trăiesc la țară, cu jucat în stradă până noaptea târziu, cu foarte multe activități din astea care ne-au consumat la maximum până vedeam mama și ne căuta să mergem acasă. Dar da, ne doream ambele să devenim jurnaliste. Mi-amintesc și acum cum ne urcam pe buturugă, luam tot felul de bețe pe care le găseam și le imitam ca fiind niște microfoane și pur și simplu ne apucam să prezentăm știrile. Ea s-a lăsat, la mine virusul a ținut mulți ani și am început să fiu îndrăgostită de TVR, de Cosmin Prelipceanu, de Monica Ghiurco, ei au fost idolii mei de la acea vreme. Imitam absolut tot ceea ce fac eu, luam orice ziar pe care îl găseam, învățam pe de rost tot ceea ce era acolo, mă așezam în fața oglinzii, de pe vremea aia îmi trăgeam părul așa la spate și prezentam tot ceea ce era scris în ziar. Și nici nu mai conta ce trebuia să zic, era important că trebuie să zic și atât. Mi-am dorit să fiu jurnalistă și asta s-a întâmplat. La vârsta de 14 ani, aproape 15, mi s-a oferit ocazia să prezint știrile la un post local de televiziune
de la Nisporeni, de acolo de unde sunt eu originară. Cred că euforia aia nu o să uit niciodată. Era o stare de efervescență în care conta foarte mult că mă vede mama. Adică pentru mine era ceva la superlativ. Scriam poezii pe vremea aia la Gazeta de Vest, deci lucram la Albasa TV și eram unul dintre oamenii care crezuse că l-a apucase pe Dumnezeu de picioare, fără să bănuiască cât de multă muncă trebuia să depun din acel punct până aici. Nu mi-am imaginat niciodată dacă cineva mi-ar fi arătat măcar cu un ochi câtă muncă trebuie să depui până aici, m-aș fi gândit mult dacă vreau să fac această meserie. Dar mă bucur că n-am știut, că în felul acesta am luat lucrurile pas cu pas și am ajuns aici să fiu unul dintre oamenii acreditați de Autoritatea Națională de Calificări de la București pe dicție și discurs public, să pot să am la activ o licență în științele educației, două masterate, unul în comunicare și PR la SNSPA București, un altul în științe politice la Academia de Administrare Publică și acum un doctorat în abordarea educodinamică a inteligibilității vorbirii elevilor la teoria generală a educației. Deci sunt aproape 26 de ani în spate, de când sunt în școală și învăț. Și mereu tindem spre ceva mai mult și mai mult. Un om care nu învață a îmbătrânit deja. Ori eu nu vreau să ajung acolo și vreau să amân momentul cât pot de mult. Cine sunt persoanele care pot beneficia de cursurile tale și de cât timp este nevoie ca să ajungi la rezultatul dorit? Contează foarte mult dorința pe care o au oamenii și scopul pe care și-l propun ei. Există părinți care vin și ne întreabă dacă putem ajuta un copilaș să scape de un defect de vorbire. Bineînțeles, acesta este unul dintre obiectivele pe care le am eu în această sală de curs, să-i ajut pe oameni să scape de anumite dificultăți de comunicare. Niște defecte de vorbire, niște dificultăți de articulare pentru anumite sunete. În mare parte, copiii care au împlinit vârsta de 5-6 anișori, până la infinit, dacă vrei. Există și oameni care au vârsta de 60-67 de ani care vin în această sală și se antrenează împreună cu mine. Deci nu există o limită de vârstă. Cerul poate fi doar limita sau nici ăla nu e. Ai antrenat multe nume cunoscute și vreau să te întreb cine au pășit și încă mai pășesc pragul școlii tale. Este o mare curiozitate pentru opinia publică ce oameni instruiește Vera Anastasiu. Cine sunt aceste persoane? De ce au nevoie? De ce până la ea nu s-au instruit? Începând de la președinții Parlamentului sau premierii acestei țări, deputați din Parlamentul Republicii Moldova sau reprezentanții principalelor partide de guvernământ din Republica Moldova, reprezentanții ai Comisiei Electorale Centrale, reprezentanții ai Curții de Conturi, reprezentanții ai Curții Constituționale, vicepremierii din această țară. Da, mulți dintre ei sunt în continuare cursanții mei. Cu cine este cel mai greu de lucrat? Cu oamenii care nu au timp în agenda. Cu oamenii care își imaginează că dacă vor veni la aceste lecții și vor face exact cât le spune Vera, atunci din acel moment vor fi extraordinar de buni. 70% din conținut îl fac cu mine, 30% trebuie să-l fac acasă. Cu ce sfaturi ai venit către cei care doresc să-și îmbunătățească dicția? În primul rând, să conștientizeze dacă au o anumită dificultate. Să-și dorească cu adevărat să o depășească, dacă vrei, și să-și pună ca scop un anumit timp. Merg la un curs de dicție, dar o să văd eu, îl țin un an, doi, trei, să-ți pui niște limite și să știi exact ce așteptări ai de la tine, pentru că atunci se vor monta toate resursele și toată energia din interiorul tău pentru ca tu să duci până la capăt acel proces. În primul rând, sfatul meu cel mai de preț pentru cei care ajung aici este să știe că noi ne ocupăm de îmbogățirea vocabularului. Un om începe să aibă starea asta de timorare, emotivitate, din cauza faptului că nu poate să își găsească cuvintele potrivite pentru o exprimare elocventă, fluentă, cursivă, expresivă. Există mulți oameni care au probleme legate de voce. Multora nu le place vocea lor și atunci caută tot felul de modulații. Alții vorbesc foarte mult într-un registru de cap, când fiind oameni publici sau persoane publice au nevoie de un registru diafragmatic. Deci există de foarte multe ori niște complexe la nivel psihoemoțional mai mult decât la nivel de aparat fonator pe care oamenii trebuie să conștientizeze și să ne depășească. Există oameni care nu au nevoie de acest curs inițial. Au nevoie de un psihoterapeut.
de un profesor de limbă și literatură română, apoi de un curs de dicție și discurs public. Deci este important să știi de unde iei datele, probleme, pentru ca să poți să faci într-adevăr acea dificultate pe care o ai, să o poți depăși cât mai repede. Sfatul meu cel mai de preț pentru oamenii care își doresc acest curs de dezvoltare a abilităților de comunicare este să poate să înțeleagă că acest curs nu este despre limbă ca organ. Acest curs este despre creier. Dacă el înțelege ce trebuie să facă, limba va reproduce, pentru că limba nu are memorie. În comparație cu inima care are reflexul de a bate, limba este cel mai leneș organ pe care noi îl avem. Pentru că dacă el aude creierul în fiecare zi, și vrei, și faci, și cu tine, limba nu poate pronunța altfel. Va fi în continuare cu acel dialect moldovenesc. Iată de ce procesele noastre pe care le lucrăm în această sală de curs, pe dicție, discurs public, imagine publică, comunicare, stabilirea tot felul, stabilirea unor tehnici care să-l facă pe om să se simtă comod în fața unei audiențe, sunt particulare. Nu le putem generaliza, nu le putem pune în aceeași oală, pentru că sunt diferite, oamenii sunt diferiți. Și poate ei nu vor reține tot ceea ce le-ai spus, dar cu siguranță nu vor uita felul în care tu i-ai făcut să se simtă în momentul în care ai vorbit. Deci acest curs este despre a învăța să-ți gestionezi emoțiile, să-ți placă să vorbești în fața unei audiențe, să poți să fii coerent, să scapi de anumite dificultăți de articulare, bâlbe sau tot felul de sincope pe care le ai pe discurs și să ajungi la performanța în care să rămâi în fața oamenilor și să le oferi plus valoare prin modul în care tu comunici. Vera, îți mulțumesc din suflet pentru timpul acordat, că ne-ai primit aici la tine în sala de studiu și că ne-ai oferit detalii atât de interesante ce ține din spatele meseriei tale. Și eu vă mulțumesc foarte mult, vă urez mult succes în tot ceea ce faceți și invitați pe Măsura!